Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Nicușor Constantinescu după ce Consiliul Județean Constanța a vrut să mute în sediul Centrului Militar Zonal Arhivele Naționale, dar și pentru că administrația județeană nu a plătit o factură telefonică de câteva mii de lei. Ulterior, DNA a trecut în rechizitoriu acuzația de abuz în serviciu. Constantinescu i-a acuzat la vremea respectivă pe procurorii și pe judecătorii din acest caz că i-au încălcat dreptul la apărare și că au vrut să-l omoare pentru că l-au târât bolnav la instanță. Din ianuarie 2014 și până în prezent, procurorii DNA l-au acuzat pe fostul președinte al CJ Constanța că se sustrage judecății după ce, în repetate rânduri, acesta a motivat lipsa din sala de judecată din cauza stării sale de sănătate. În luna mai acestui an, magistrații au dispus ca Nicușor Constantinescu să fie scos din spitalul județean și adus pe targă la instanță. Decizia de astăzi a Curții de Apel Constanța de condamnare la 5 ani de închisoare cu executare este una definitivă și irevocabilă, ceea ce înseamnă că Nicușor Constantinescu va fi încarcerat. Cum vă simțiți? Foarte rău. Vă duceți la penitenciar, înapoi la poarta albă? Da, la... Pe igra, cum la spitalul să ne arestează și pe doctorul de acolo, iar DNA-ul.